tot la reabilitarea infrastructurii stradale, și aici aș vrea să mă refer la drumurile județene, s-au executat în parteneriat cu Consiliul Județean și mulțumesc domnului președinte Constantin Rădulescu pentru acest lucru și pentru sprijinul permanent acordat localității noastre. S-au asfaltat 2 km pe drumul județean 656 și de asemenea s-a reabilitat, consolidat podețul existent la kilometrul 1 cu 950 metri, care prezenta o stare de degradare. S-au consolidat culeile, s-au montat parapeți, structura de rezistență a corpului podului a fost refăcută. De asemenea, pe drumul județean 654, Olănești, Valea Cheii, Cheia Iezer, Pahomie, s-au executat lucrări de reparații la infrastructura drumului, s-au realizat consolidări ale podețelor, ziduri de sprijin, lucrări care vor continua și în perioada următoare. În acest mandat pot să vă spun că s-au executat lucrări de consolidare a perimetrului din zona Izlaz-Epurești, lucrări care au fost finanțate prin Ministerul Agriculturii, Agenția de Îmbunătățiri Funciare, la solicitarea Primăriei Băile Olănești. S-au executat construirea de puțuri, colectoare, drenuri absorbante, rigole pentru eliminarea băltirii apei și pentru evitarea producerii de inundații. Ne-am confruntat cu mai multe situații de alunecare a terenurilor în localitatea noastră, dar am intervenit de fiecare dată prompt pentru consolidarea acestora și pentru stabilizarea lor. Proiectul a avut o valoare de 700.000 de lei și pot spune că în momentul de față s-a asigurat stabilizarea și consolidarea perimetrului în zona Izlazului Porești cu o suprafață de 3,6 hectare. Lucrăm tot în zona Izlazului, pe strada Epurești, la un proiect privind stabilizarea străzii. Se execută chiar în momentul de față lucrări la zidul de sprijin existent, continuarea acestuia, rigole pentru preluarea apei, se instalează drenuri absorbante pentru a elimina practic băltirea și umiditatea în zonă pentru prevenirea eventualelor alunecări de teren în perioada viitoare. Autoritatea publică locală Băilănești a obținut finanțarea pentru modernizarea parcului central, Parcului Unirii, din centrul stațiunii, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, axa 7, dezvoltarea turismului, proiect cu o valoare de 1,5 milioane de euro, ce cuprinde ca și obiective amplasarea unei fântânii muzicale luminoase, amenajarea accesului la intrarea în parc, modernizarea iazului existent prin amplasarea de cascade și pompe pentru recircularea apei, 10 cișmele cu apă potabilă, locuri de joacă pentru copii, un ceas floral va fi instalat, un panou automatizat cu informații despre ceea ce reprezintă stațiunea noastră, o alee lângă râul Olănești, plantarea a 100 de arbori și arbuști, modernizarea aleilor, mobilier urban, asigurarea unui iluminat corespunzător și totodată un sistem de irigații pentru asigurarea umidității. Prin realizarea acestui obiectiv, avem certitudinea că vom crea în Parcul Central un ambient plăcut. La momentul actual, autoritatea publică a întocmit documentația tehnică pentru modernizarea străzii 1 Mai. Suntem în faza obținerii avizului de mediu, etapa a doua, celelalte le-am obținut
și vom demara procedura de achiziție a lucrărilor privind execuția modernizării străzii. Vom asfalta strada pe toată lungimea ei, vom realiza ziduri de sprijin, rigole, traversări pentru preluarea apei și realizarea unui acces auto și pietonal corespunzător. Am depus de asemenea o cerere pentru obținerea finanțării în cadrul proiectului derulat pe Ministerul Mediului, eficientizarea sistemului de iluminat public în Olănești, un proiect cu o valoare de 10 miliarde, 1 milion de lei, ce cuprinde instalarea a 400 corpuri de iluminat cu LED în toate localitățile. Autoritatea publică locală are în momentul de față încheiat un contract ce vizează execuția lucrărilor de proiectare la obiectivul foraj pentru captarea apei geotermale, ce vizează încălzirea instituțiilor publice din localitate și totodată aducțiunea apei către cele două bazine existente în parcul central. Proiectul are o valoare de 5 milioane de euro și îl vom depune în perioada imediat următoare. Primăria orașului Băile Orănești, în parteneriat cu Consiliul Județean, a realizat un proiect ce urmează a fi depus prin Programul Operațional Regional, proiect ce cuprinde modernizarea infrastructurii stradale în localitatea Orănești. La intrare, practic, în oraș, se vor construi și amenaja trotuare, rigole pentru preluarea apei, iluminat corespunzător, piste de biciclete. Se vor moderniza două parcuri din stațiune și, de asemenea, vom realiza modernizarea străzii Glodeanu, ce face legătura cu localitatea Muireasca, strada Pietriș, Comanca, strada Alea Mihai Eminescu. Vreau pe această cale să mulțumesc încă o dată tuturor locuitorilor orașului Băile Orănești pentru încrederea acordată în anul 2016 și să-i asigur că și în continuare voi face tot ce îmi stă în putință pentru dezvoltarea localității Băile Orănești.